Hai să mergem momentan la prima vedetă de pe Facebook. Ne oprim la Vica, care a pățit-o grav de tot în trafic. Bolidul ei de 10.000 de euro a fost lovit de un autocar. Hai să ascultăm ce zice Vica mai bine. Mamă. Bună! Ați văzut cum arată mașina mea? Toată julită, așa urât? Eram într-o parcare, așteptam mâncare și a intrat un autocar, un autobuz, de fapt, cu pasageri cu tot în ea. În mod normal, te enervezi. Pentru că trebuie să găsești poliție, trebuie să te duci la poliție, trebuie să găsești asigurare, trebuie să găsești serviciul de unde o să repari mașina. Și asta înseamnă alergătură și foarte mult timp pierdut. Ei bine, de când colaborez cu băieții de la niciun fel de problemă de rovinietă, de asigurare obligatorie, de schimbat ulei de la mașină, de făcut o ITP. Mai mult de atâta, dacă te plictisești de vreo mașină care sunt numai mașini de lux și numai mașini foarte frumoase, îți poți alege o altă mașină până găsești mașina visurilor tale. E, și când găsești mașina visurilor tale, tot băieții de la îți găsesc cea mai bună finanțare și cea mai bună modalitate de a cumpăra mașină. Ce poate fi mai bun de atâta? E, Vica a tras o sperietură, soră cu moartea. Marele noroc a fost că nu se afla în mașină, pentru că mașina se afla parcată. Aceasta a fost lovită, așa cum a spus, și ea de un autocar plin cu pasageri. Se putea întâmpla mai rău. Uite, asta este mașina avariată. Măi, destul nati de rău. Ce să faci, măi, nati? Se mai întâmplă să-ți o iei așa. Uite, măcar e bine că a fost lovită din spate și nu din față. Se mai schimbă o bară pe spate imediat. Și nu cred că ducem lipsa de... Da, cred că marele noroc al Vica este că, de fapt, ea nu se află în mașină și că este teafără. Îți să intru în autocar în mașina ta, bănuiesc că e nasol. Este și destul de șocant, mașina, cred că... te speri rău. Și autocarul plin cu pasageri. Tuturor ni s-a întâmplat să avem mici accidente, dar ce să faci, trebuie să mergem mai departe. Bine că n-a pățit nimic, bine că nu era în mașină, că poate era vreun șoc din acela... Bine că nu era mașină, bine că nu era mașină cu cel mic și bine că până la urmă Vica e ok. Mașina, știi cum e vorba aia, e o tablă până la urmă. Se repară, așa cum a spus și ea, până la urmă totul e bine când se termină cu bine.